găsit, acesta este Info Altfel, jurnalul de știri altfel by Ciprian Zota. Așa că like și subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba. Festival antic și medieval la Târgu Ogna. 25 mai, ziua eroilor la Mănăstirea Cașin. Meci caritabil și o speranță spre un nou început pentru bradul Mănăstirea Cașin junior. Scandal de proporții la Mănăstirea Cașin. 21 mai 2023 a fost o zi de aventură impresionantă pentru mine personal, dar și în principal pentru locuitorii orașului Târgu Ogna. Aceștia au avut parte pentru prima dată de un festival antic și medieval. Aici au putut încerca diferite ateliere de meșteșugari din epoca medievală. La final, cu toții au putut asista la o punere în scenă a unor lupte de gladiatori, urmată de lupta dintre daci și romani, așa cum luptau ei atunci. Iar spre final au venit și turcii, dar aceștia însă au fost așteptați de răzeșii lui Ștefan cel Mare, care le-au ținut piept în lupte. Au fost câteva lupte interactive în care și publicul a avut un rol important. O istorie ce cu siguranță copiii și viitoarea generație nu o va uita și le va face plăcere de acum să o cunoască. 25 mai, ziua eroilor, este un moment solemn și plin de respect dedicat celor care și-au sacrificat viețile pentru țară. Într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, Comuna Mănăstirea Cașin a marcat ziua eroilor în cadrul unei ceremonii desfășurate în Cimitirul Eroilor. Evenimentul a adunat oameni din comunitate, preoți și oficialități locale, inclusiv primarul și viceprimarul, alături de consilieri locali, alături de 3 preoți din comunitate, pentru a onora sacrificiul și curajul celor care și-au dat viața în lupta pentru libertate. Ceremonia a început cu intonarea imnului național, un moment în care toți participanții și-au adus omagiu și respect față de țara lor și de cei căzuți în luptă. Apoi a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor, în care preoții au oficiat rugăciuni și au rostit cuvinte de comemorare și recunoștință pentru jertfa lor neînfricată. Discursurile preoților și ale doamnei primar au adus în prim plan importanța și semnificația acestei zile speciale, subliniind sacrificiul eroilor și curajul lor exemplar. Au reamintit comunității că datoria noastră este să păstrăm vie memoria acestor eroi și să le onorăm sacrificiul prin acțiuni și fapte demne de admirație. După momentul solemn al discursurilor, elevii școlii gimnaziale Regina Maria din Mănăstirea Cașin au susținut un impresionant program artistic. Prin cântece și dansuri patriotice, pline de emoție, tinerii talentați au transmis respectul și admirația lor față de eroii căzuți, arătând astfel că memoria acestora este vie și prezentă în inimile lor. Această comemorare solemnă a adus comunitatea împreună în jurul valorilor patriotice și a dorinței de a nu uita jertfa eroilor noștri. Ziua eroilor este un moment important de reflexie și recunoștință, care ne amintește că libertatea și demnitatea noastră sunt rezultatul curajului și sacrificiului acestor bravi oameni. Evenimentul s-a încheiat cu promisiunea solemnă de a păstra vie memoria eroilor și de a le onora sacrificiul prin acțiuni concrete de apreciere și prețuire a valorilor pentru care au luptat. Bineînțeles, oficialitățile locale, împreună cu doamna primar și domnul viceprimar, alături de câțiva consilieri locali și preoții din comună, au oficiat câte o slujbă de pomenire și la celelalte monumente închinate eroilor. Pe 28 mai, echipa de juniori Bradul Mănăstirea Cașin a fost invitată să susțină un meci caritabil contra echipei Berești Taslău. Cauza susținută a fost una pentru o șansă la viață a unui tânăr pe nume Raul Enache, ce a suferit un grav accident la momentul partidei, acesta fiind în comă. Așa că sănătate maximă și să dea Domnul ca la final totul să se termine cu bine. O partidă surprinzător de plăcută a juniorilor, în mare parte, fapt ce
îmi dă speranța că se poate să fie un nou început pentru bradul Mănăstirea Cașu. Și cum spunea și omul cel mai devotat fotbalului mănăstirean, cel care știe mai mult fotbal decât oricine, cel care a creat și lansat cele mai multe talente de pe aceste meleaguri și nu numai, însuși inegabilul Liviu Botez scria pe contul său de socializare. Citez din postarea sa: astăzi, 28 mai 2023, va fi o dată de referință. Cu efort și pricepere am închegat o echipă. Copiii, cu aportul a doi jucători de referință, Sică și Factorul, au debutat la Bereș într-un meci caritabil contra unei formații mature cu jucători deja consacrați. Jocul a fost alert, copiii opunând o dorință și atitudine care m-a făcut să cred în viitorul lor. Și datorită prestației bune au realizat un scor pe măsură. Bradul Mănăstirea Cașin Junior 5-3. Cei care au jucat în acest meci sunt Luca Irie, Andrei B, Vlad A, Răzvan S, Denis D, Cătălin N, Mario R, Mihai C, Sică A, Costel B, Roberto, Roșu, Tavi, Dinga, Petrea, Raican, marcatori fiind Sică, Costel și Răzvan. Felicitări tuturor și forța e cu voi! Am încheiat citatul. Mult succes și din partea proiectului Mănăstirea Cașin Live, să fiți la fel de implicați, ascultători și dedicați. Și la final, câteva cuvinte despre așa zisul scandal iscat între primăria Mănăstirea Cașin și ansamblul Mugurașii Mănăstire. Pentru început, un pic de context, așadar, în urma unei ședințe de Consiliul Local de la sediul primăriei Mănăstirea Cașin, transmise live pe Facebook de către Acum TV, la unul din, subiecte de pe ordinea de zi, ce implica evenimentul ce se pregătește la finalul lunii iunie pe meleagurile mioridice, doamna primar Adriana Enache ar fi făcut câteva afirmații ce au deranjat destul de mult și asta nu a fost decât o scânteie care a prins o sămânță de scandal care cam mocnea cei drept pe buzele, dacă pot să spun așa, a multor mănăstireni, dacă pot să spun. Așa că această nemulțumire a fost folosită mai târziu pentru, știu eu, anumite scopuri. Dar miercuri 31 mai 2023 a avut loc în cadrul școlii vechi o mică discuție între doamna primar și maestrul coregraf al ansamblului Cristian Blănaru. Câteva discuții un pic în, să-i spunem, un contradictoriu legat de aceste nemulțumiri și legat de câteva nemulțumiri pe care le are ansamblul. Țin să precizez că la această întâlnire au participat și o parte din părinții copiilor din ansamblu și de asemenea a fost prezent și subprefectul de Bacău, Narcis Jitaru, care un pic a rămas surprins de aceste dispute. Chiar și după părerea mea, un pic am exagerat cei drept. Pot spune că a fost o discuție relativ calmă, în sensul că nu s-au împărțit pumni și picioare, asta ca să fac așa o glumă, doar câteva replici, ceva mai tăioase, dar zic eu că constructive. De fapt, nu știu dacă au fost constructive sau nu, important că încă nu s-a ajuns chiar la un rezultat final. Rămâne să vedem în ședința de Consiliu Local dacă și ce se va întâmpla mai departe. Așa că și la final, iată cum sună comunicatele din partea celor două părți. Prima dată, comunicatul din partea ansamblului folcloric Mugurașii Mănăstire. În urma întâlnirii de astăzi cu doamna primar, nu am rezolvat nimic din doleanțele noastre. Am fost îndrumați să ne adresăm cu o cerere Consiliului Local. Ca urmare, până la următoarea ședință a Consiliului Local, când va fi analizată ce
cererea noastră, întreaga activitate a ansamblului este suspendată. Și acum comunicatul din partea primăriei Mănăstirea Cașin, care sună cam așa. Citez. Astăzi ne-am întâlnit la școala veche cu cei doi coordonatori ai ansamblului Mugurașii Mănăstireni, părinții și copiii. La ședință au participat primarul și viceprimarul, doi consilieri și domnul subprefect Narcis Jitar. Astfel, aflat în vizită de lucru la Mănăstirea Cașin, au fost luate următoarele decizii. Parchetul din sala în care dansează copiii în perioada de iarnă va fi dat la lac. În continuare, au la dispoziție căminul cultural pe perioada de primăvară, vară și toamnă. În ceea ce privește suma necesară desfășurării activității, au spus că au nevoie de 40.000 de lei. Această doleanță trebuie adusă la cunoștință Consiliului Local, analizată și supusă spre aprobare. Așteptăm o adresă cu bugetul necesar din partea președintelui Asociației Oameni pentru Viitor și ne cerem scuze pentru unele deficiențe în organizarea zilelor comunei. Vă rugăm să fiți îngăduitori, având în vedere faptul că pentru noi a fost primul eveniment organizat de o asemenea anvergură. Vă asigurăm în continuare că veți avea susținerea noastră. Copiii noștri sunt importanți. Am încheiat comunicatul de presă și citatul scris pe pagina de Facebook a primăriei Mănăstirea Cașin. O să vă țină la curent cu tot ce se va întâmpla mai departe. Până atunci și până la următoarea reîntâlnire, să auzim numai de bine și nu uitați de like, share, subscribe. E gratis, nu costă nimic, dar mă ajută mult. Vă mulțumesc eu cu respect tuturor celor care vă abonați la acest canal. Urmăriți și apreciați toate activitățile voluntare pe care le fac pe rețelele de socializare. De asemenea, mulțumesc și pe această cale tânărului Luca Ilie pentru ajutorul acordat, domnului Liviu Botez pentru susținere și apreciere. Și până la o reauzire, nu uitați, rămâneți informați!